În cadrul acțiunilor de control desfășurate la nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Gorj, au fost verificați un număr de 21 de operatori economici, dintre care 18 au prezentat nereguli. Au fost controlate peste 12.000 de litri de apă minerală, 1.800 de litri de sucuri, nectaruri și băuturi alcoolice. Din cantitatea verificată, 1.837 de litri nu s-au încadrat în prevederile legale în vigoare privind protecția consumatorilor. Consumatorii sunt sfătuiți să nu cumpere băuturi răcoritoare, sucuri și nectaruri din fructe cu ambalaje neetanșe, să nu cumpere produse care prezintă data durabilității minimale modificată sau depășită și mai ales să păstreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea unui produs. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Gorj continuă acțiunile de verificare a operatorilor economici.